Deci, așadar, dragilor, iată că am bucuria de a vă spune că un elev de unde din Galați, spui tu, da? Așa, în clasa a șaptea, m-a sunat acum câteva minute, propunându-mi să încercăm să facem un exercițiu la matematică. Unul foarte, foarte interesant mi s-a părut mie. Și atunci, din nevoia de a filma această discuție, am spus că, iată, nu mă aflu în momentul de față, nu mă aflu acolo la camera aceea, la spațiul acela unde puteam să înregistrez, dar așa cum am făcut altă dată și în drum, eram prin București și m-a sunat cineva și am făcut un exercițiu, o fac acum ținând camera într-o mână și încercând să discutăm exercițiu. Deci, dragule, te numești, care-i numele tău? Așa. Vale, da? Vale, ce vreau de la tine? Să-mi propui din nou exercițiu și spunem cum suna exercițiu, că eu nu-l mai am scris acum. Da. Unu, 1994. un ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 1000, ori 2013, așa. 1994. Da, deci plus așa. Deci plus 1994. Și să vedem dacă acest număr, deci radical din 1 ori 2 ori 3, 1 ori 2 ori 3 ori 4 ori puncte, puncte ori 2013, plus 1994, așa, să vedem dacă tot sub radical, așa, să vedem dacă acesta este număr natural, da? Să cercetăm, este număr natural sau nu? Hai să le spunem prietenilor noștri că noi am încercat un pic să ducem exercițiul și cum parcurgem pașii aceia care am făcut în prima discuție, în sensul acela de a le propune tuturor prietenilor că în fața unui exercițiu și profesorul are aceleași emoții pe care le are oricare dintre elevi. Adică, la prima citire, te întreb ce poți să faci. Și spunem. A, așa. Tu ai zis să încercăm să scriem numărul ăsta ca un 2013 factorial, nu? Adică toți factorii mulțiți până acolo. Și spuneam eu atunci, doar este o altă formă de scriere, dar care ar fi avantajul acestui demers? N-am spus că nu mai vedem decât atât. Și tu ai spus și l-am scris așa și așa m-am uitat doar la el. În rest n-am mai avut nicio reacție. E bine? Ei, povestește tu ce am încercat eu la prima vedere, sau să povestesc eu, ce a fost în mintea mea. Deci în clipa în care am văzut exercițiul, am spus, domnule, ceva trebuie să fac. Prima dată te-am întrebat pe tine, tu ai vreo idee? Știi de ce am întrebat așa? Pentru că profesorul din mine căuta să câștige un pic de timp să înțeleagă exercițiul, să vadă și el o idee, că nici eu n-aveam nicio idee, dar cum tu l-ai avut exercițiul mai mult în față, am zis că poate îmi sugerezi ceva, poate mă poți ajuta. Așa că tu mi-ai spus că doar atât ai scris și cu asta nimic. Ce mi-am tot zis eu în momentul acela? Ceva, hai să vedem. Deci ar trebui să putem arăta că tot numărul acesta lung care va rezulta, este să cercetăm dacă este pătrat perfect. Deci întrebarea era dacă tot numărul ăsta, 1 sau 2000, mai precis, 2013 factorial, plus 1994, da? Dacă este egal cu un K pătrat. Așa, dacă este un K pătrat, perfect. Dacă este egal un K pătrat. Ne întrebam noi amândoi, nu? Asta era mintea noastră. Bun.
Deci aveam clar obiectivul, să putem arăta că numărul acesta este sau nu, să-l cercetăm. Să vedem dacă poate fi scris ca un pătrat perfect. Da. Și ce mi-am zis? Hai să încerc să mai câștig un pic de timp. Eu fac acum o chestie pedagogică. Deci, cum anumit trebuie abordat, din asta să înveți și tu, să ai încredere în tine, să încerci să, cum să spun, să te crezi ca un învingător, să știi că poți, dar da, trebuie să încerci, trebuie să tatonezi. Și atunci am zis, hai să încep de o parte și să văd câte zerouri are numărul ăsta, dacă l-a scrie, 1 ori 2 ori 3. Deci, 1 ori... Deci 1 ori 2 ori 3 ori puncte, puncte până la 2013. Da. Oare ar fi un număr foarte mult, foarte lung, care ar avea niște zerouri? Nu, am întrebat eu cu ce s-ar termina numărul ăsta la mulțire. Și tu ai cu multe zerouri. Cu multe zerouri. Și nu știam câte zerouri să pun. Dar hai să ți-o spun că în toată perioada asta eu simțeam că nu sunt pe o culoare bun, dar câștigam timp. Câștigam timp pentru eventual o altă idee. Și atunci am luat-o. De la 1 până la cât am zis noi să mulțim? 1, ori 2, ori 3, până la 10. Și până la 10 am zis noi câte zerouri va avea numărul ăsta? 2. Va avea 2 zerouri. Așa. Pe urmă, iar nu vedeam nimic așa în viitor, sau să spun ca o idee care să mă ajute. Pe urmă am zis 11 ori 12, ori puncte, puncte, ori 20. Acest număr iar va avea, ai spus tu, 2 zerouri, nu? Va fi un număr lung care se termină cu 2 zerouri. Și așa am zis noi că am putea număra zerourile. Bine? Da. Apoi am mai gândit până la 30. Le spunem tot clar prietenilor noștri că așa se face, nu, în timpul acesta, ca să te poți apropia de gheșițiu, faci tot felul de tatonări. Deci 21 ori 22 ori puncte, puncte, ori 30 ar mai avea tot așa 2 zerouri la sfârșit. Deci tot un număr lung cu 2 zerouri la sfârșit. Și în final, dacă am zice să mulțim doar numerele de la 1 până la 30, deci dacă le-am mulțit toate numerele astea de la 1 până la 30, acest număr s-ar termina cu câte zerouri ai spus tu? De la 1 la 30, 6. 6 zerouri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Și dacă adunăm pe 1994, ultimele 4 zerouri, nu? S-au ocupat de 1994. Deci, numărul 1 ori 2 ori puncte, puncte, ori 30 plus 1994 s-ar termina. Ar fi un număr foarte lung, să zic, ca cu multe cifre. Ar urma la un moment dat 2 zerouri și, în sfârșit, ultimele 4 zerouri vor fi ocupate de 1994. Bun. Hai să spun ce era în mintea mea în clipa asta. Zic, da, trag de timp, timpul trece, mare lucru n-am făcut. N-am făcut pentru că dacă ne-am ocupat deodată am zis, dar de ce 2013, mai? Măi, ce să fie cu 2013? De ce nu s-o opri la 2014, mă întrebam. Deci vedeam că pe culoarul ăsta, cercetarea asta nu va oferi mie nicio șansă. Apoi am mai mutat discuția, dacă ți-amintești, ți-am zis, 1994, cum ar putea să fie scrisoare? 1997. 2 ori cât? 997. Așa, 2 ori 997. De acord. Ei, am zis, hai să mă întorc înapoi în negheșițu. Și am sesizat că în șirul de numere, înmulțit de numere la 1 până la 2, 3 până la 2013, s-ar afla și 1994. Da. Și atunci, hai să luăm deoparte. Și am zis, hai să luăm deoparte pe 1, ori 2, ori 3, ori puncte, puncte, ori 2013, plus 2000, plus 1994,
Da, nu l-am scris ca 1992. Da, lăsăm, deci 1 ori 2 ori 3. Ah, nu, lăsăm așa, 1994 deocamdată, dragule. Știi? Am luat tot și sub radical, 1 ori 2 ori 3 ori, puncte, puncte, 2013, plus 1994 și egal mai departe cu. Să află undeva 1994 în cârdul ăsta de la 1 până la 2013? Da. Să află. Este aici undeva 1994. Așadar, l-am putut scrie egal mai departe cu 1 ori 2 ori puncte, puncte, ori 1994. Da. În fața lui cine s-ar afla? În fața lui 1994 s-ar afla? 1993. 1993. Și după el? 1900... 1992. După 1994, 1995. Da, 1995, da. Da? Și puncte, puncte până la 2013 și plus, în sfârșit, plus 1994. Și am să scot un factor comun. Se vede că 1994 este comun. Și în primul cârd și este după aceea, nu, plus 1994, așa că ai spus tu ce scoatem un factor comun, da? Da. Și egal cu cine, te rog? Vorbește-mi tu acum. Egal cu 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte ori 2013 plus... Plus, hai să scoate. 997 ori 2. Nu, plus așa, dar îl scoatem deodată, fără să-l descompunem în prima fază. Deci pe 1994 îl punem în față. 1994 pe lângă 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte 1993 ori 1995 ori puncte 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 2013 plus 1. Așa, 1995, corect, 3-5. Ori puncte, puncte, 2013 plus 1. Plus 1, corect. Și egal mai departe, va fi egal cu 1994 pe lângă ultima cifră. Așa, acum ne-am întors. Fii atent, dragule, nu degeaba am tatonat noi cu zero orlele, vezi că ne-a folosit. Înseamnă că la mulțirea asta 1 ori 2 ori 3 ori puncte puncte 1993 1995 mulțit cu 2013 va fi rezultatul mulțirii și va fi un număr foarte lung cu multe zerouri la sfârșit. Da, cu multe zerouri la sfârșit și cu acum cu 1 la sfârșit. Ultima cifră va fi 1. Da. Ești de acord cu mine, da? Da. Băi, ce e foarte tare chestia. Și egal mai departe, spunem, egal cu... 1997 ori 2, îl rupem pe 1994. Corect. 2 ori 1997 ori... ori un... notăm cu X. Nu, hai zicem așa, ori un număr puncte, puncte, puncte și cu 1 la sfârșit. Pui bară deasupra, știi bine că așa se scrie număr, da? Da, știu. Deci e un număr foarte lung, cer să termină în 1. Da. Adică este un număr de care spunem noi ăsta de la sfârșit? E un număr natural. Da, dar impar. Dar impar. Impar. Da? Impar este, corect. Bine. Și egal mai departe cu. Ce visăm noi? Ce visăm? Că numărul ăsta pe care... Ultima cifră a unui pătrat perfect nu poate fi 2, 3, 7 și 8. Așa. Ultima cifră a unui pătrat perfect nu poate să fie 2, 3, 2, 3, 4, nu 2, 3, 2, 3, 7 și 8, da? Da. Deci dacă am fi avut șansa ca în urma înmulțirii de aici să putem spune că ultima cifră este 2, 3, 7 și 8, am fi spus, salut, nu-i pătrat perfect. Deci radicalul acela nu va fi număr natural. Dar din păcate, la înmulțirea pe care am fi putut-o face 1994 ori numărul acela lung cu 1 la sfârșit, se termină în 4. Da.
De acord? Da. Și terminându-se în 4, nu toate numerele care se termină în 4 sunt și pătrate perfecte. Avem exemple. Da. Bunară 24 sau 14 nu este pătrat perfect. Dar 64 este pătrat perfect. În concluzie, da, nu ne putem pronunța. Faptul că se termină în 4, în 5, nu? Deci se termină în 4, în 5, în 6, există, da, șanse să fie pătrate perfecte. Da? Există șanse. Unele sunt, altele nu sunt. Deci numerele, da, care se termină în 1, în 1, în 4, în 5, în 6, au și 9, au șanse să fie pătrate perfecte. Exemplu, avem și pătrate perfecte, dar avem și numere care nu sunt pătrate perfecte. Înseamnă că aici trebuie studiat. Și, dragule, să știi că suntem foarte fericiți. În clipa în care am avut, l-am descompus și am văzut 2 ori 997 ori un număr lung care are pe 1 la sfârșit. Spune tu acum că vreau să spui tu. Da, am observat ceva acum. Oricum ar fi dacă scoatem pe 1994 ca 2997, tot ultima cifră 4 va fi. Sigur că da. Dar aici nu ne putem pronunța. E trist că nu ne putem pronunța, că avem destule numere care când se termină în 4 pot să fie pătrate perfecte, altele nu sunt pătrate perfecte. Deci aici eu sunt trist un pic, dar șansa noastră este imensă acum. Pentru că îndată 1994 se scrie ca 2 ori 997. 2 ori 997. Deci numărul de subradicală e 2 ori 997 ori un număr lung care se termină în 1. Da. Hei! Dar ca să fie asta un pătrat perfect,